Ai două pedale. Frâna și accelerația, da? Da. Ideea e să nu lucrezi foarte mult cu frâna, că-ți ia din timp. Când vrei să încetinești, iei piciorul după accelerație, atâta tot. Volanul e destul de tare, trebuie să tragi destul de puternic de el. Și nu merge ca la mașină, nu merge așa. Adică foarte puțin stânga-dreapta. Înțelegi? Da. Și în rest, sunt convins că o să te descurci de minune. Bineînțeles. Este prima oară când vin aici la karting, dar mi se pare foarte interesant. Atunci când am mers la bunici, m-am mai dat cu karturile din când în când, numai că alea erau prin parc și erau cu pedale, pedalam. Astea sunt tot cu pedale, dar electrice. Eu sunt sigur că va fi grozav. O să fie undeva între prudent și țăcăniți, nu știu. Tatălui a fost foarte încântat că l-am chemat la karturi. Până la urmă face ceva nou și iese și din zona de confort. Cred că va fi palpitant oricum, dacă n-accelerezi, stai pe loc. Sunt sigur că Andrei va fi prudent, pentru că așa am fost educați toți în familie. Numai că pe parcursul vieții, când începi să crești, mai renunți la chestiile dobândite în copilărie. Mașina mea personală mă înțeleg foarte bine și dacă nu e lovită, înseamnă că e bine, deocamdată e bine. Ne-am lovit aproape toate mașinile, dar nu foarte tare, adică n-am făcut accidente grave. Dar le mai atingeam, așa să-și amintească cine e șef. Am uitat, ești pe locul 6, ai ieșit. E bine. E bine? Se poate și mai bine, îți dai seama. Adică sunt mediocru, cum ar veni. Cam așa ceva. Da. Un șofer prudent, ca să zic așa. Am tras de volan cât am putut, doamne și domnule, dar nu pot la derapaje, nu înțeleg. E o curbă aici pe care nu iau niciodată bine. Da, dar a fost ok, totuși. A fost ok, n-am murit. Suntem în viață. Măcar ești în viață, exact. Încă zâmbim. Pedala din dreapta, asta verde, este accelerația. Da. Pedala roșie din stânga este frâna. Da. Niciodată nu trebuie apăsată în același timp. De ce? Ce se întâmplă? Ridici piciorul din accelerație. Dacă o să le apeși pe amândouă în același timp, cartul tău o să se blocheze și nu o să mai meargă în față, da? Pentru că a venit fratele meu, trebuie să-i predau ștafeta. Am primit un telefon și trebuie să mă duc să lucrez. Dar asta cum funcționează? Baftă, tinere! Pa! Și ai curaj, da? Eu n-am venit să mă dau, am venit să-l iau, dar având în vedere că e fain aici, o să mă dau și eu cu siguranță. Faptul că a venit tati să mă susțină, mi s-a părut drăguț din partea lui. Și mi-a plăcut. Nu m-a supărat că a plecat Tucu, deoarece înțeleg, are o treabă foarte importantă de rezolvat. Și oricum, chiar dacă n-ar fi avut ceva important de rezolvat, tot nu aș fi supărat, pentru că poate trebuia să plece. Bravo, tati, te dai super tare! Cum a fost? Super! Super tare? Mai mergem altă dată? Da! Este... Am ieșit pe locul 2, chiar dacă au fost doar 2 concurenți, dar cel din fața mea m-a depășit doar cu 2 secunde, deci e un record grozav. Dar m-am încurcat un pic pe sub podul ăla la penultima tură. Eu zic că ai mers bine, chiar mi-a plăcut cum ai mers, da, pentru prima dată. Mai mergem? Da, bineînțeles! Da. Îi place, mă. Îi place!